Avem ceva treabă de făcut astăzi. Printre altele, am încărcat și cu gribluri aici pe stradă, pentru că deja se făcuseră ceva gropi și ne-am hotărât ca toți vecinii să facem frumos și să aranjăm frumos strada. Și am nivelat tot, arată super bine acum. Și trebuie să fac un video foarte pe scurt. De fapt, trebuie să fac două tutoriale și un promoțional. M-am apucat astăzi să-l fac și acum trebuie să filmez partea din intro. Trebuie să fac un intro de 15 secunde în care să spun despre ce e vorba. Cam așa mi-aranjez unghiul în momentul în care mă apuc să filmez. Asta e lumina principală, una singură momentan, ceea ce e suficientă. Asta e camera cu care filmez, Blackmagic cu Pocket 4K. Și vedeți foarte bine cum se vede. Pac. În general, mă uit să văd dacă obiectul pe care o să pun focusul este oarecum la același nivel cu ochii, pentru că acolo trebuie să mă focusez și în momentul în care folosesc o diafragmă foarte deschisă, e bine să ai ceva pe care să poți pune focusul, mai ales când ți-l faci singur. Gata, m-am aranjat un pic, am tras repede intro-urile astea două, în engleză și în română. Asta a fost destul de dificil pentru că trebuia să le trag atât în engleză cât și în română. Le-am filmat și acum trebuie să mă apuc și de editat. Am și ceva muncă de design de făcut, o să fie o zi absolut plină. De ce vă scandal? Porcule care ești, stai cu minte. Gata. Stai cu minte. Wow, ce croitoreasă! Pe lângă asta am vorbit mâine cu cineva care să vină să-mi pune calcanele, pentru că mai aveam de făcut calcanele la acoperiș, mă rog, marginea aia la perete să fie făcută frumos. Și am două burlane care trebuie mutate. Wow, ce roabă frumoasă ai tu, tati! Hai să facem planul pentru pavaj. Ce tati? Ce faceri? Să facem planul pentru pavaj, că vrei să punem pavaj aici, peste tot pe unde se vede beton. Ce faci, tati? Ia! Wow, ce băiat frumos are tati! Făcut un buget cam de 20.000 de lei și acum trebuie să facem măsurătorile să vedem exact dacă ne încadrăm. După calculele mele ar trebui să ne încadrăm undeva la 100 de lei metru pătrat pentru pavaj. Așa că hai să ne apucăm de treabă! Ok! Frumos este tati. Prima măsurătoare avem 11,35 m ori 710. S-a 2 metri. Deci ar trebui să întrelejești o mașină. Poate că aș lăsa un pic mai mult, 2 jumate, poate. O să las Nu, un 2 cred că jumate. faci mașină, Da. că se lasă pavajul. Hai de arii! Iuhu! Hai băi! Gata, tati! Gata, mami! Da, tati! 31 plus 56 plus 29 plus 22. În total, 188 de metri pătrați de pavaj și 49 de metri de bordură. Cam ăsta e calculul în mare parte. Acum trebuie să ne apucăm să vedem, să sunăm pentru ofertare, să vedem cam care e treaba. După calculele mele, ar trebui să ne încadrăm, sau cel puțin cam ăsta e bugetul, să mă încadrez undeva la 100 de lei metru pătrat. Cu tot cu manoperă. Să vedem. Am găsit niște modele drăguțe de la Semerloc. Poate facem ceva frumos pe acolo, Semerloc sau Via Stein, ceva de genul. Să vedem acum, poate reușim să facem și vreo colaborare. Să facem ceva frumos, să arătăm frumos cum o să iasă pavajul aici, după ce o să fie totul placat frumos, cu curtea făcută, cu gardul pus. O să arate bombiță. Nu mai țipați, tati, nu mai faceți scandal, da? Jucați-vă frumos. Ce ai pus, tati, tu aici? Ai făcut cort? Bă, apropo, o chestie care mi se pare foarte tare și cu ce m-a ajutat faptul că m-am jucat Counter-Strike atâția ani, că m-am jucat ceva timp Counter-Strike, acum editam și pur și simplu mi-am făcut shortcut-urile pe Final Cut, le-am făcut exact cum aveam la Counter-Strike. Folosesc în general WASD-ul și cu comandul. Exact cum foloseam și pe Counter-Strike, că mi-am făcut niște shortcut-uri specifice pentru a edita mai rapid. Așa, tati, dai și lui. Așa, împărțiți. Face tati pe masă. Hello! Dați-vă jos de pe masă, de ce sunteți obraznici? Hai, jos! Tati, nu mai faci așa! Ce faci? Jos de pe masă, toată lumea! Jos! Hai! Jos, jos, jos! Edi, dă-te jos de pe masă! Îl chem pe tati, stai acasă! Dacă nu te dai jos. Și vreau să le mulțumesc astăzi celor care s-au abonat recent, și anume Tibi, Voievod, Lunca și Andrei, Marius Roșca și Maria 021166. Alo! Vă mulțumesc că v-ați abonat și vă încurajez și pe voi să vă abonați dacă n-ați făcut-o deja. Faceți puzzle și Haide! Haide! Desfă-le tu, tati! Scoate-le tu! Ce vedem!
Deci ăsta e următorul lucru pe care trebuie să-l fac, care o să fie destul de costisitor, pavajul, suprafața destul de mare, o să mă rupă un pic, dar odată ce o să fac toată treaba asta, practic n-ar trebui să mai avem probleme cu noroiul, cu mizeria, cu adusul și altceva. În momentul în care chem pe cineva la tine, mai ales vara, stai și tu afară frumos, o să fac și grădina, să amenajez grădina, trebuie să mai aduc niște pământ acolo. În general cu familia, că m-a întrebat cineva cum mă împart toate lucrurile între familie, work și na, ce am de făcut pe termen lung. Și în general sunt acasă și oarecum cu familia sunt tot timpul în contact. Și partea de seara, de obicei după ora 6-7, e partea pe care o petrec cu familia destul de mult. Și în plus de asta, mai stau când îmi permit, stau și cu băiatul pe afară, mai ies un pic, mă mai joc cu el. Nu știu, lucrurile se aranjează oarecum de la sine. N-am neapărat o problemă cu organizarea timpului în perioada asta, pentru că nu pierd foarte mult timp pe drum, pentru că lucrez de acasă și atunci nu sunt obligat nici să mă scol la o anumită oră, nici să-mi petrec 2 ore în mașină în fiecare zi. Ăsta e un avantaj foarte important pe care latura asta și modul în care eu lucrez îl are. Hai să mergem să vedem niște pavaje, pentru că am văzut niște sortimente frumoase și sunt chiar aici în Bragadiru. Și o să mergem să vedem ce modele sunt și poate ne și hotărâm ce alegem. Oho, mă duc să văd ce sortimente sunt. Sunt câteva sortimente pe aici, destul de multe. Mamă, dar ce frig e afară. Hai să vedem ce opțiune avem. Asta arată mișto. Asta este tot de la Semerloc. Umbriano Dale. Asta gri, da. Da, la asta gri ne uitasem și noi. Și mi se pare că arată super mișto. Văzusem și pe bej, dar vreau să merg pe ceva care e mai în culoare așa. Și griul ăsta mi se pare că arată foarte bine pentru ceea ce vreau eu. Voi ce părere aveți? Cum vi se pare? Ăsta sau bej? Care ar fi ăsta de jos, mai de jos de aici? Deci ăsta sau ăsta? Ăsta sau ăsta? Lăsați în comentarii! Și ăsta îmi place, Cocu. Avem un copil foarte, foarte mofturos azi. Tati, ce s-a întâmplat, tati? Vino la tati! Mi se pare mișto și ăsta. Nu mai stăm acum că avem un băiat foarte, foarte mofturos cu care nu te poți înțelege și aia e. Am văzut câteva modele frumoase oricum, mă duc să le mai filmez o dată pe toate și după care ne uităm și vedem ce alegem. Da, oricum mișto showroom-ul ăsta aici, că ai tot ce trebuie și nu trebuie să stai să mai cauți, vezi exact modelul care îți place. Am văzut câteva modele foarte mișto. Da, sunt și cam scumpicele, ce mi-a plăcut sincer, cam 100-150 de lei metru pătrat. Cu toate că nici ăsta la 82, cred că îl scol la 50 de lei dacă mă chinui un pic, dar arată rău. Sunt ceva modele frumoase pe aici. Da, în concluzie, trebuie să vedem să mai facem un calcul, cel mai probabil trebuie să mai micșorăm suprafața. Sau să mai punem niște cașcaval. Rămâne de văzut, ăsta o să fie următorul lucru pe care o să facem pavajul, așa că abonați-vă dacă v-a plăcut acest episod, vă mulțumesc că v-ați uitat și ne vedem în episodul următor. Ciao!